În acest moment, ieșenii plătesc suma de 2,50 lei pentru o călătorie cu valabilitate de 120 de minute cu tramvaiul sau autobuzul pe raza municipiului Iași. Dacă în ultima perioadă prețul pentru energie electrică a crescut foarte mult, compania de transport public a propus majorarea acestor tarife pentru călătorii. Propunerea companiei de transport public de a majora prețurile biletelor va fi analizată de consilierii locali. Înainte de asta, însă, proiectul de hotărâre trebuie să fie în dezbatere publică timp de 30 de zile. După aproximativ 4 ani de la schimbarea sistemului tarifar și introducerea, de fapt, prin acesta abonamentului unic și a biletelor cu valabilitate de 120 de minute, a venit momentul unei propuneri de majorare a tarifului acestor titluri de călătorie, pentru că în ultimii ani a fost majorat în mod progresiv salariul minim pe economie, a fost majorate de asemenea și prețurile carburanților și ale energiei electrice. Propunerea companiei de transport public privind majorarea tarifelor, titlurilor de călătorie va fi supusă dezbaterii publice și va ajunge pe masa consilierilor locale ai municipiului Iași. Sperăm ca din luna iunie să poată fi aplicată această majorare. Împovărați de scumpirile din ultima vreme, oamenii nu vor să audă și că biletul de tramvai sau de autobuz va costa mai mult. Să ajungem să mergem pe jos. De ce credeți că se scumpesc? Nu știu, poate au legătură cu război. Credeți că este în regulă să se scumpească? Da, ci s-au scumpit combustibilul și cu toate ele, normal, ceva real. Eu sunt pensionar, eu știu. Pentru tineret e greu. Într-adevăr, o să fie greu. Îți va fi bine dacă vei da bani în plus? Nu, n-o să am mai puțin pentru mâncare. Majorările de tarife pleacă de la 50 de bani. În cazul celui mai ieftin bilet, acela valabil 120 de minute. Prețul unui bilet cu o călătorie cu valabilitate de 120 de minute propunem să fie 3 lei pe o zonă, pe zona municipiului Iași sau acela de o călătorie cu valabilitate de 120 minute pentru două zone, adică atât în zona municipiului Iași, cât și traseele care ajung, cât și zona pe care traseele noastre o tranzitează în afara orașului, să fie de 4 lei. Prețurile abonamentelor ar urma să crească cu 10, 20 și chiar 30 de lei. Ultima majorare a tarifelor companiei de transport public a avut loc acum 4 ani.